Bună seara, dragii mei! Vă voi recita poezia Ultimul gând al mamei, scrisă de autoarea Ileana Vlădușel. În zori, mama și-a împachetat veșnicia în batistă, iar seara mi-a spus, privindu-mă tristă: „Fată, eu plec pe drumul spre munți. Ai grijă de casă și vezi să nu uiți de tot ce ți-am spus și tot ce ți-am dat. Privește răzorul și ține-l udat.” Și-a pus apoi mama într-un colț de ștergar un codru de pâine și sare de dar, că poate vreun înger sau poate vreun sfânt mi-a dat bună ziua și o fi mai flămând. Și-a râs apoi mama, așa cum râdea, purtându-și în râs tot focul din ea, și-a strâns apoi urma cu drumuri de viață, făcând semnul crucii, și-a luat de pe masă un țoi de rachiu din cel mai bătrân. Să am, poate, morții va fi sete pe drum, de-mi sta la povești, să avem de omenie. Of, mama sărmana și-a ei ironie, de parcă vrea moartea ceva de la noi, destul cât ne poartă pe drumul de-apoi. „Auzi, fata mami, mi-a spus împăcată, vezi tu de te duce prin lume vegheată să-mi lași lumânarea sub lemnul de cruce. De-o fi să-mi noteze pe unde mă duce, că nu știu nici unul plecat să se fi întors.” Și apoi și-a luat furca și fusul de tors. De vrea Maica Sfântă de treabă să-mi dea, să țes pentru îngeri ciurapi, voi vedea, șoptita ei rugă, speranța din gând, le-a luat draga mamă cu ea în mormânt. Și dusă a fost mama și-o plânge salcâmul, ce-n mâinile mamei și-a pus tot parfumul. Eu nu pot să plâng, căci mama mă vede și scris mi-a lăsat în ie și în bete să nu merg prin viață cu fruntea încruntată, așa mi-a spus mama cu vocea ei cântată și un zâmbet rămas în colțuri de buze. „Auzi, înspre rai or fi autobuze.” Și dus a fost mama cu vorba ei caldă, dar încă o văd, stă în rai și veghează. A fost pentru voi Ileana Vlădușel cu poezia Ultimul gând al mamei. Vă mulțumesc, dragii mei, să aveți o seară pe gustul vostru, pe curând!